Legenda cinematografiei mondiale vine la Cluj-Napoca. Sofia Loren va fi premiată pentru întreaga sa activitate în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Actrița de 81 de ani ajunge pentru prima dată în România. Una dintre cele mai apreciate femei din întreaga lume vine în premieră în România. Sofia Loren ajunge la începutul lunii iunie la Cluj-Napoca în calitate de invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania. Celebra actriță italiană va primi premiul pentru întreaga carieră la gala de închidere a celei de-a 15-a ediții TIFF. Ceremonia va avea loc pe 4 iunie, iar înainte cu o zi, actrița va lua parte la o proiecție specială în onoarea ei. Eliberăm platoul de filmare! Figurația la prima poziție, vă rog! Haideți, figurația la prima poziție! Sunet! Sunet! Camera! Morișco 1 cu 1, tras 1! Acțiune! Pe aia ne-a fost niște. Festivalul Internațional de Film Transilvania are loc în perioada 27 mai-5 iunie 2016 la Cluj-Napoca. Organizatorii au pregătit mai multe surprize pentru cinefili.